Hei, bună, numele meu este Corina, iar astăzi vă voi arăta ce mi-am comandat eu de pe Notino, cât am fost în izolare și mi-a venit astăzi vreau să vă spun că am ieșit pentru prima dată afară și m-am dus până la poștă pentru că mi-a venit și două colete de pe Ali pe care vi le voi arăta și o să vă spun ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut din comenzile pe care tocmai le-am primit, așa că să mai stăm la vorbălaie și să începem. De pe Notino am comandat două geluri de duș și o mască de păr. Era livrarea gratuită, pentru că dacă plătești cu cardul, se pare că ai livrarea gratuită, așa că am luat cardul mamei, pentru că și fiindcă. Și am auzit foarte multe lucruri bune despre aceste două geluri de duș. Stați. Unul este cu măr și scorțișoară, iar unul este cu piersică și pepene galben, stai să se focalizeze cumva. Ok. E, eu încântată de pepene galben și mirosul ăsta de Crăciun în capul meu. Fata de pe YouTube la care m-am uitat a zis că e foarte încântată de produsele de la Dermacol, gelurile de duș, că miros exact cum arată pe ambalaj. Și am zis, hai, mă-mi dau și o comandă, nu... Sunt foarte scumpe, sunt 11 lei, 250 de miligrame. Dar, când l-am desfăcut, mare mi-a fost surpriza să îmi dau seama că, bă, n-are nicio treabă cu măr și scorțișoară, neam de neamul lui, adică, am zis, ok, bine, hai. Nu miroase ăsta, mă, dar ăsta pepene galben și caisă, trebuie să miroasă, nu? Că de... Nici nu știu ce să vă spun a ce miroase, pentru că nu miroase a ceea ce scrie pe această sticlă. Parcă ar fi puțină caisă, da, o caisă de-aia care nu e românească, care nu miroase... Așa că, da, mi-am luat mare țeapă cu ele, nu vi le cumpărați, eu vă sfătuiesc să vă duceți la DM, nu știu dacă este deschis acum, pentru că n-am fost la DM, dar să vă luați geluri de duș de la DM, pentru că sunt 6 lei, au la fel gramaj, dacă nu mă înșel cât astea, 250 sau 200, bă, dar miros a ceea ce scrie, știu că mi-am luat unul de pepene roșu și mirosea superb. Iar apoi am zis, hai mă, să-mi iau și o mască gen de-asta de la Kalos, pe care bănuiesc o știți, cu late, că pe vremea mea, că nu erau atâtea produse de îngrijirea părului, îți luai de la Kalos. He, zis și făcut. Am zis, gata, sigur, asta miroase a late, eu îmi luam alta roz, nu mai știu cu ce era, și aia mirosea ok. Deci asta... Las că mi-am dat în gură o leacă. Nu miroase neapărat a late. Miroase a... puțin orez. Orez, gen cu scorțișoară. Da, orez mai mult. Dar un miros atât de fin încât nici nu-ți dai seama că dânsa trebuia să aibă acest miros. M-am spălat astăzi cu ea pe păr. Da, este ok. Mi-am pus, în schimb, căscuță din aceea, știți? Să stau cu ea cât își face efectul, 5-10 minute. Dar nu m-a dat pe spate, adică, într-adevăr, puteți să vă cumpărați dacă nu aveți, gen, fix lângă voi un magazin sau, nu știu, ceva mai profi. Nu neapărat profi, că, uite... Spre deosebire de asta, mie mi se pare bună, mi se par bune, de fapt, și produsele de la Elsev, și produsele de la Hedon, adică altele care au măști. Asta, 12 lei dai pe ea, păi 12 lei fache, știți ce zic? Mi-am dat seama pentru că nu mi-a lăsat părul chiar atât de mătăsos. Uite, se blochează aici. Și alaltăieri când m-am spălat cu masca de la Elsev, aia salvează 3 cm, știți cum aveam părul? Inclusiv ieri nu am dat deloc cu peria prin el pentru că puteam să fac așa cât voiam eu. E, la asta simt că rămâne, e undeva pe aici blocaj. Știți ce zic? Dar aia e, eu nu am fost mulțumită de aceste produse. Nu că ar fi vina celor de la Notino, Doamne ferește!
dar nu am fost eu mulțumită. Dacă voi ați încercat alte produse tot așa ieftine și care, bă, chiar sunt super bune, dați-mi acolo comentariu și spuneți-mi și mie, pentru că, într-adevăr, eu le știu doar pe cele de la DM. Bam! Și am mai comandat de pe Ali o pereche de ochelari. Mie nu-mi vine, dar uitați că tocmai a venit păpusa mea ca să vă arăt cum îi stă. Babi, vină încoace! Rici! Hai la mami! Haide! Haide, vină la vlog! Vină să arătăm la toată lumea cum îi stă cu ochelarii ăștia simpatici. Pentru că îi și testăm. Ia! Așa! Stai un pic, stai! Stai să-i ridicăm mai mult pe ureche, gen, știi ce zic? A. Cine-i șmecherul? Cine-i șmecherul familiei? El e gangsta. Și am cumpărat și astea de pe Ali, moațe speciale pentru el, cu perluțe și cu sclipici. Pentru că el este băiat și trebuia să aibă ceva cu albastru. De aceea că e simpatic tare. Cam acestea au fost produsele pe care eu le-am comandat și mi-au venit. Cele de pe Ali, să știți că mi-au venit după 3 luni, cam așa, da. Dar măcar au venit. Și mi-au venit acești simpatici ochelari. După cum știți, el are și un hanorac negru și sunt sigură că o să meargă de minune. Hanoracul negru cu gluguță, simplu, și cu ochelarii ăștia o să fie boss. Să-mi dați acolo un like și un subscribe și dacă aveți idei de videouri, lăsați-mi acolo în comentarii și ne vedem data viitoare. Vă super pupicesc!